Dragii mei, se spune că odată cu trecerea timpului, noi ne îmbogățim în ceea ce înseamnă înțelepciune. Eu nu știu dacă anii sau experiența din spatele anilor stă la baza înțelepciunii noastre. Am astăzi plăcerea de a avea alături de mine o persoană. Eu îmi permit să spun și o personalitate și nu vorbesc lucruri mari pentru că sunt convinsă că experiența anilor, munca, oamenii cu care s-a întâlnit, ne poate astăzi, prin cuvintele dumnealui, să ne demonstreze sau să ne dovedească înțelepciunea. Și nu a vârstei, ci a experienței. Domnule Movilă, ce înseamnă înțelepciune? Cum putem noi să creștem în înțelepciune, anii sau experiența anilor? În acest cuvânt, înțelepciune, sunt îmbinate cele două. Fără experiență și fără experiența se câștigă în ani, nu se poate câștiga de pe azi pe mâine. Și toate îmbinate, cele două cuvinte îmbinate, dau acest răspuns la întrebarea dumneavoastră, prin care omul, trecând prin curcile caudine ale vieții, învață foarte multe, chiar dacă la școală nu le-a învățat. Deși, și de fapt este o vorbă bătrânească, că școala vieții este cea mai bună școală. Omul învață din experiență. Da, ați atins un cuvânt, școala, atât școala vieții, cât și școala ca instituție de învățământ. Haideți să facem așa o incursiune în trecut, o scurtă trecere revistă a ceea ce a însemnat învățământul în timpul în care dumneavoastră erați elev pe băncile școlii și cum vedeți astăzi că se desfășoară lucrurile în sistem. Da, e o comparație între ce a fost și ce este. Trebuie să o spun cu părere de rău că nu numai eu am această impresie și părere, dar au constatat și alții, nu de la noi din țară, și din afară, că școala românească a fost o școală de prestigiu care a dat personalități, a dat oameni de știință, a dat lumii, nu numai Europei, a dat lumii oameni care au contribuit la progresul acestei lumi. Ca atare, ceea ce se întâmplă astăzi, îmi pare rău să o spun, că din 1990 încoace, noi în sistemul de învățământ, am încercat să facem fiecare cum a venit să facă tot felul de experimente pe cobaii care erau copiii noștri. Din păcate, și astăzi se întâmplă același lucru, cum vine un ministru, se schimbă un guvern, se schimbă și sistemul, vor să facă toți reformă. Reforma nu se face de pe azi pe mâine. O reformă trebuie să aibă o lungime de undă care înseamnă mulți ani. Adică toată lumea, și în economie, și în învățământ, și în sănătate, dacă nu gândim în perspectivă, pe termen mediu și lung, nu o să se întâmple absolut nimic și, de fapt, îmi pare rău că trebuie să o spun din nou, să ajungem la aceeași vorbă, s-a întâmplat ca rezultatele care toată lumea le așteptăm de la noile generații care vin după noi să vedem copii bine educați, sănătoși și buni de aduce această țară mai departe, nu în toate perioadele trecute, după 1990, s-a întâmplat acest lucru. Ca să vă răspund mai pe scurt, toată lumea înainte, când am învățat eu școală, aveam un respect față de școală, în primul rând, și de cei care ne învățau în școală. Din păcate, astăzi n-am prea văzut acest lucru. Toată lumea are drepturi, dar nimeni nu are îndatoriri. Din păcate, asta este. Dar îmi doresc ca viitorul să schimbe lucrurile și să mergem pe un făgaș mai bun, că avem generații care vin, copii buni, care trebuie și trebuie să conducă această țară. Ați atins și de această dată un subiect, tinerii zilelor noastre, tinerii de astăzi.
în ceea ce mi-a spus dumneavoastră, le lipsește respectul. Respectul față, cred, de mai multe aspecte ale vieții, nu neapărat față de om, ci și față de sine. Acest respect, cum era mai de mult? Tânărul din zilele dumneavoastră, cum era? Și aici aș vrea să scot în evidență chiar și modalitatea de a-și petrece timpul liber, o modalitate de a se distra, pentru că ăsta este adevărul, căutăm și această modalitate, tineri fiind. Da, comparațiile nu pot să fie foarte apropiate, întrucât în copilăria mea respectul era, indiferent ce s-a întâmplat și ce se întâmpla, respectul era față de părinți, față de școală, față de profesori, față de cetățenii cu care trăiam în comunitate. Așa am fost învățați, ca trecând, chiar dacă nu-l cunoșteam, pe cetățeanul respectiv, îi dădeam bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Asta însemna educație și respect față de aproapele tău, în primul rând. Și respectul înseamnă, indiferent de vârstă, să te respecti unul pe altul și, în primul rând, pe tine, ca să poți să fii respectat. Din păcate, acest lucru, pare rău să o spun din nou, nu se prea întâmplă astăzi. Eu mă bucur când mă duc într-o comună sau într-un sat și un copil trece pe lângă mine și îmi zice bună ziua, cu mult respect și cu multă bucurie răspund, să-ți fie bună inima, fiindcă mă surprinde că acest obicei încă mai există în mediul rural. La oraș, asta mai puțin. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Tineretul de astăzi depinde de cum este educat și îndrumat. Libertățile și informațiile care le au copiii de astăzi, noi nu le-am avut. Noi ne-am distrat și noi. Vreau să vă spun că nu eram nici uși de biserică, nici noi când eram copii, eram și noi năzdrăvani, burdalnici. Nu putem să condamnăm copiii de astăzi, că uite cum sunt. Și noi am fost copii și am trecut prin vârsta care au copiii noștri astăzi și nu trebuie să-i condamnăm pentru anumite năzbâtii. Când depășesc măsură, atunci putem să spunem că, uite, ăsta nu este chiar educat. Dar, cu bune curele, eu sunt un om optimist și sper ca generația care este și vine, care aștept de la ei să-i văd la conducerea acestei societăți și comunități, să putem ei să ne respecte pe noi și noi pe ei. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și dacă ar fi să dați un sfat tinerilor zilelor noastre, care ar fi cuvintele care ar trebui să ajungă în mintea și în sufletul lor? Este foarte simplu. În viață trebuie să ai demnitate, trebuie să ai bun simț, respect față de cei din jurul tău și față de tine. Dacă aceste lucruri, părerea mea, sunt respectate, să zic așa, atunci toți tinerii să respecte pe ei și să nu se lase dobărâți de eventualele greutăți ale vieții, că viața nu a fost, nu este și nu va fi ușoară. Vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră la fel. Vă mulțumesc. A fost domnul Liviu Movilă. Mulțumim.